Doamnelor și domnilor, bine ați venit la Politica la Iași, la mulți ani de ziua națională. Dați-mi voie să vă prezint invitatul meu, domnul profesor universitar dr. Daniel Șandru, coordonatorul programului Centenar din cadrul primăriei municipiului Iași. Bine ați venit, domnule Bine vă regăsesc și la mulți ani. Vorbim evident despre ziua națională, vorbim despre celebrarea zilei naționale și desigur despre eforturile pe care primăria municipiului Iași, dar și alți factori naționali sau locali, le fac pentru a marca acest eveniment. Să începem cu începutul. Dumneavoastră sunteți implicat de multă vreme în acest ansamblu de manifestări. Ați fost secretar de stat responsabil cu acest program, șeful al unui departament nu? în cadrul guvernului Cioloș. Uh, ulterior, vă uh, ocupați de această temă în cadrul primăriei municipiului Iași. Da, uh, am început practic să uh, coordonez acest departament, fost deja, pentru că între timp a fost desfințat. <coughs> uh, odată ce am fost numire premier de la Cian Cioloș, în 9 august, uh, 2016, în poziția de secretar de stat. Am constituit atunci o echipă, am pus la cale toate condițiile administrative necesare funcționării departamentului și, evident, că am început și uh, intrarea în zona atribuțiilor fundamentale pe care le avea acesta, mai precis, centralizarea tuturor proiectelor la nivel național, astfel încât să există o coordonare din partea Guvernului a tot ceea ce urma să pregătească aniversarea centenarului Marii Uniri. Așa cum știți și sunt convins că și telespectatorii dumneavoastră cunosc acest lucru, am demisionat însă din data de 1 februarie 2017. Am văzut 2017. la politica la Iași la scurt timp după ce ați plecat da, din guvern. Da, într-adevăr ați avut amabilitatea de a oferi posibilitatea să dau niște explicații cu privire la gestul meu, așa încât nu voi mai reveni. După care am primit invitația din partea domnului primar Mihai Chirica, cu care de altfel colaborasem în decembrie 2016, când eram la guvern, pentru a realiza o serie de manifestări la Iași, care aveau rolul de a marca momentul de când orașul devenise capitală de război în urmă cu 100 de ani. O invitație așadar de a gândi, de a concepe aici la Iași un program care să certifice încă o dată rolul pe care orașul a avut în epopeea Marului Război, epopeea românească a Marului Război, și, evident, rolul de asemenea important pe care l-a avut în actele fundamentale care pre prevesteau Marea Unire din 1918. Am început lucrul efectiv în preajma începutului lunii mai anul acesta. Deja pe 10 mai am avut un prim eveniment și de atunci ele s-au tot succedat, iar în paralel am lucrat împreună cu un consiliu consultativ al programului central, un consiliu director, format reprezentanția universităților și ai uh, instituțiilor cu un profil cultural din Iași, la realizarea unui program. Un program care a fost adoptat prin hotărârea Consiliului Local din 31 octombrie anul acesta, hotărârea numărul 410, uh, în unanimitate de către toți consilierii locali și care conține 30 de direcții tematice, 80 de proiecte cultural-academice, 9 proiecte de investiții, un total de 180 de manifestări și acțiuni pentru perioada 2017-2020. Ați avut amabilitatea să-l aduceți în platou, desigur telespectatorii îl pot accesa și pe internet. Să facem din start... Invitația Sunt foarte multe activități la care publicul e invitat să participe. Chiar sunt dedicate publicului, Și da. să, să facem această invitație. Aș vrea să, înainte de a merge către în acest program, să vorbim puțin despre semnificația Zilei Naționale. E, în mod evident, sigur, în 1 decembrie o interpretăm ca zi de încheiere a unui ciclu, pentru că și alte provincii, Românești. În contexte istorice diferite își exprimaseră voința de, de unire cu regatul României, deci nu e doar un eveniment axat pe Transilvania? Da, într-adevăr. Ceea ce s-a întâmplat la Alba Iulia pe 1 decembrie 1918 fusese anterior precedat de unirea Basarabiei cu regatul României pe 27 martie 1918 și pe 28 noiembrie de la care s-au împlinit acum câteva zile, de asemenea 99 de ani, de Unirea Bucovinei cu Regatul României. Pentru decembrie, la Alba Iulia, s-a parafat practic și Unirea transilvaniei a tuturor provinciilor românești cu țara mamă și reprezintă pentru noi un act și astăzi, la 99 de ani de atunci, la momentul în care oficial, pe 1 decembrie 2017, intrăm în anul centenarului Marii Uniri, Uh, un act fundamental pentru ceea ce a însemnat și înseamnă uh, România modernă. Un act uh, important uh, într-o perioadă în care se uh, reconfigura harta Europei și în care România, sigur, uh, dincolo de participarea la, la război, a avut o clasă politică deosebită, formată din bărbați de stat, care reușind să treacă cumva peste orgoliile uh, care ne caracterizează pe toți ca oameni și peste disensiunile politice, au marcat prin o diplomație extraordinară de, de inventivă posibilitatea ființării României Mari. 1 decembrie este o sărbătoare specială și pentru că a fost o manifestare democratică, sigur, în cadrul formelor existente, formelor zilei, o, o formă de democrație plebiscitară, am spune, dar e, a fost o, o manifestare pe care a fost la Marea de la Alba Iulia, cred că trebuie trecută în rândul etapelor importante ale dezvoltării procesului democratic în România. În mod evident, și oricine citește astăzi, la 99 de ani de atunci, rezoluția adunării de la Alba Iulia, va vedea că are un profund filon democratic, un filon democratic ce se înscrie în linia contractualismului modernității politice occidentale și care are sigur și surse de inspirație Jeffersoniană și ulsoniană și nu cred că risc foarte mult, spun în acest lucru, pentru că sunt prevăzute acolo niște principii foarte importante, inclusiv cele privind rolul pe care minoritățile îl, îl au în cadrul unei unui stat național cum era definit atunci Regatul României. Sigur că ar fi poate bine să ne întoarcem astăzi privirile spre trecut, dar dincolo de a rememora ce s-a întâmplat la 1 decembrie 1918, cred că e de asemenea important să vedem ce s-a întâmplat în această sută de ani pentru că dincolo de tonul ceremoniilor care sunt firești, care sunt adresate publicului, care permit ca oricărui cetățean român, dincolo de elitele României culturale, intelectuale, politice, permit așadar fiecărui cetățean să participe la această celebrare a sărbătorii noastre naționale, trebuie să acceptăm că fiecare moment de 1 decembrie Reprezintă și un prilej de, dacă vreți, onestitate istorică. Pentru că istoria României, ca și a multor altor state, nu e doar o istorie a succeselor, ci, în bună măsură, e și o istorie a istorie monocromă Nu e doar o istorie a etnicilor români, este și o istorie a celorlalte comunități și ajungem la modul în care e bine să ne bucurăm, e bine să ne bucurăm în, în mod de evident. evident de sărbătoarea națională. Cum am putea să privim în acest context dificultățile pe care concetățenii noștri de etnie maghiară, spre exemplu, le au, în mod obiectiv, le au în ceea ce privește 1 decembrie? Da, e o raportare care trimite spre ceea ce Paul Lenvai, cunoscut și publicului românesc prin cărțile sale referitoare la Uh, unguri, așa cum ar părut la editora Humanita și mai curând la o altă celebră editură Polirom din Iași, Ungaria lui Orban. Uh, e ceea ce, așadar, istoricul Paul Lenva, atât în cartea pe care am pomenit-o de la Polirom, cât și într-un interviu pe care am av a avut amabilitatea să mi acord de pentru revista Polis, ce urmează să apară chiar în zilele următoare, uh, spunea sau numea uh, Trauma Trianonului. Uh, dincolo de țâfna asta naționalistă pe care uh, o vedem deseori în spațiul public românesc, mai ales la nivelul policenilor, dar interesant și la nivelul anumitor academicieni, la nivelul anumitor intelectuali de frunte, da. cred că trebuie să privim cu o anumită înțelegere. Deci, trauma trianonului, care nu a fost re rezolvată încă în mentalul colectiv maghiar, este, spune Landwright și citez în interviul pe care mi l-a acordat, o bombă care ticăie depinde nu doar de politicienii maghiari, depinde și de politici, politicienii români, români modul în care și așa mai departe, modul în care se vor raporta anții, la da. această chestiune. Eu cred că acum, pentru că am văzut discutat în spațiu public centenar versus Trianon, centenarul românesc versus, versus trianon maghiar, am văzut foarte multe lor de poziții, inclusiv la nivelul Academiei Române, aș spune așa. Nu cred că e atât de important ce vor să facă ungurii în 2020. Când se va marca pe 4 iunie 100 de ani de la Tratatul de Adrianople, ce important ce facem noi cu centenarul, cum îl promovăm și cum discutăm în mod onest, deschis, invitând la dialog la înțelegere pentru că Europa de astăzi încă este o Europa păcii. E un subiect de discuție care va continua, va continua dincolo de programul în mod centenar, programul centenar se încheie în 2020. Uh, la Iași cel da, puțin. Da, da. Nu știu la nivel național da, ce am se vorbit întâmplă. Vom vorbi și despre, despre nivelul național. V-aș propune să mergem acum înspre uh, o definire conceptuală a acestui program. Sigur, ideea care a stat la, la baza lui a fost marcată de 1 decembrie 1918, dar și aici la Iași, pe exemplu, am vorbit despre centenarul Iașului din nefericire, capitală de război, capitala unei românii uh, în dificultate, și sigur vom vorbi despre centenarul tratatelor, dar aș începe cu o altă întrebare. Bun. E vorba de centenarul Marii Uniri. Adesea, cuvântul centenar, fără niciun adjectiv, poate sugera un centenar al statului, ceea ce, sigur, în realitate statul român este mai vechi. Este da, mai vechi de punct de vedere decât statele baltice, să spunem, care își proclamă independența după primul război. Da, în mod evident, sigur că sub eticheta programului Centenar, care e una generală, noi avem în vedere împlinirea mai multor centenare, să spunem așa, pentru că plecăm de la Centenar în momentul în care Iașul devine capitală de război, și astea sunt direcțiile tematice ale programului centenarul votului universal masculin, spre exemplu, va fi de asemenea marcat printr-un simpozion la care vom invita politologii, istorici, diplomați să discute maniera în care evolua sistemul electoral românesc și prin comparație cu cele europene în ultima sută de ani. Vorbim despre centenarul Unirii cu Basarabia, centenarul Unirii Bucovinei cu Regatul României, de deci sunt mai multe direcții tematice. Vorbim și de centenarul Sinfonia III de Georgenescu, aceea care a fost compusă la Iași. Putem vorbi anul viitor despre centenarul înființării Asociației Inginerilor din România, iarăși un lucru foarte important. Da, pentru că toate aceste evenimente culturale, instituționale, sunt legate de nu, noul suflu pe care îl exact. dobândea România. După cum putem vorbi de centenarul tratatului minorităților, iarăși în 2020. Dar dincolo de asta, în mod evident, nucleul central este legat de Centenarul Marii Uniri, care nu e un centenar al uh, României. E vorba de România uh, centenară, de la România de mare, uh, așa cum s-a fondat ea prin, prin uh, rezoluția adoptată uh, la Alba Iulia în 1918. Dar uh, sigur că nu avem în vedere 100 de ani de la uh, fondarea statului român, ci de la un moment important... Al modernității și modernizării românești. Are uh, efect, uh, are impact asupra acestor manifestări faptul că în 2019, când uh, va fi un an plin din perspectiva noastră, România va exercita președinția Consiliului, Consiliului Uniunii Europene? Uh, da, uh, de altfel, de când eram la guvern am luat în considerare faptul că 2019 va fi un an foarte important pentru România. De altfel, s-au succedat mai multe, știu eu, dimensiuni sau coordonate pe care putea fi înscris la nivel central, de la nivel central putea fi înscrisă celebrarea centenarului Uniri. Avem în 2018 festivalul Europalia, spre exemplu, care e sub aspect cultural extraordinar de important pentru că România e țară invitată de onoare. În 2019, la 1 ianuarie, cum bine spuneați, președinția Consiliului Europene, mai există apoi sezonul cultural România-Franța care iarăși e important și toate acestea ar fi trebuit cumulate astfel încât România, dincolo de celebrarea Marii Uniri, să se fi situat în concertul european al unor astfel de momente, dar și în conceptul european al tuturor țărilor care din 2014 mă scuzați, încoace, coace, marchează împlinirea 100 de ani de la începerea Marelui Război. Sigur că în 2018 va fi și un moment important pe plan european și anume ziua armistițiului, centenarul armistițiului Marelui Război pe 11 noiembrie 2018, așa încât există premisele, dacă există și dorință și voință și capabilitate și competență de la nivel național, de la nivelul Guvernului în speță, dar și al președinției și al Parlamentului României, ca toate eforturile să fie reunite în, în această direcție. În cadrul programului centenar al primăriei municipiului Iași avem în vedere în mod evident și dimensiunea internațională. De altfel, câteva dintre proiecte vizează relația România-Franța, mai ales prin prisma rolului pe care a avut misiunea franceză și în acest sens vom avea un proiect de proiect de pe tot parcursul anului 2018, dar și până în 2019, vizăm ca anul viitor să avem prezența la Iași dincolo de ambasadorul Republic Republicii Franceze a domnului uh, uh, Joseph Zime, care e coordonatorul misiunii Santener și în mod evident vom include în acest ciclu al marcării participării României la Primul Război Mondial. Uh, Relațiile cu toate celelalte ambasade ale țărilor beligerante în urmă cu 100 de ani. Dumneavoastră, sigur, acum colaborați, v-ați asumat responsabilități în cadrul primăriei, municipiului Iași pe acest program. Noi astăzi sunteți însă un om venit din societatea civilă. Există mulți români care sunt relativ sceptici față de capacitățile organizaționale ale statului român, fie că vorbim de palierul național, fie că vorbim de palierul local, dar să fim onești, discuția e mai, mai, mai pronunțată pentru palierul național, deci capacitățile lui de a organiza, de a gestiona bine astfel de proiecte de anvergură. Și acum vă cer, sigur, să vă, rog să vă reamintiți și din experiența avută la guvern. Vor fi alocați bani, mulți, puțini, niciodată nu sunt suficienți. Da, nu știm la ora da, asta cât da. și cum. Uh, vor fi folosiți corespunzător? Vom avea evenimente de substanță și nu, nu știu, manifestări ritualice? Da, în, în viziunea mea, cel puțin, care e vizibilă și astăzi, cred, pentru oricine accesează acum centenar.gov.ro pentru că după plecarea mea de acolo nu s-a mai făcut practic nimic și acolo găsesc, găsiți documentul programat pe care l-am elaborat, l-am înaintat premierului, atât premierului Cioloș, cât și premierului Grindeanu. Existau următoarele paliere de discuție. Pe de o parte, proiectele ample, inclusiv proiecte de infrastructură care au trebuit asumate și bugetate la nivelul Ministerului. Aici intrau, știu eu, de la proiecțiile privind spitale regionale, autostrăzi, care, sigur, nu puteau fi terminate până în 2018, dar măcar puteam uh, trece de faza celebră a studiilor de fezabilitate și așa mai departe. Existau după aia proiectele culturale educaționale, pe ministere specifice, cum Ministerul Educației sau Ministerul Culturii. De aia era important ca acest departament funcționa la nivelul Cancelarii Prim-Ministrului, era cumva avea rolul de a coordona ministerele din perspectiva centenarului, nu altfel sau activitățile Ministerului din Presidiația Centenară. După care, o altă latură foarte importantă, tocmai în ideea aceasta pe care ați, ați enunțat-o cu privire la capacitatea de a organiza, viza ca în contextul unui forum al Centenarului Marii Uniri, care era programat să se desfășoare la începutul lunii mai acestui an, proiectul fusese de asemenea aprobat, a fost stopat și nu am cunoștință cu privire la motivele pentru care a fost stopat, dar asta e mai puțin important, în cadrul unui forum în care să fie reprezentanții autorităților centrale, ai președinției, ai Parlamentului, ai Guvernului, ai Institutului Cultural Român, Academiei Române, Bisericii Ortodoxe, celorlalte culte și, foarte important, a organizațiilor non-guvernamentale, constituirea unui juriu național care să selecteze proiectele propuse de organizațiile non-guvernamentale, astfel încât Guvernul să le poată finanța. Deci, dincolo de proiectele ministerilor, să spunem, sau instituțiilor publice, ar fi fost și palierul adresat societății civile și, în mod evident, susținerea proiectelor venite din partea administrației publice locale. Eu sper locale. ca și organizații non-guvernamentale să aibă timp și resurse să se concentreze pe proiecte și nu pe listele cu, în unele cazuri, sute sau mii de mici donatori. Dar da, asta e o altă discuție da, pe sigur. care poate uh, să o lăsăm pentru alt moment uh, decât uh, ziua națională, să revenim la local, la activitățile primăriei, departamentului uh, programului pe care îl coordonați. Aici vorbim de întâlniri între uh, autorități, mediu academic, uh, societate civilă și, sigur, vorbim de ea în primul rând, ca centru universitar și v-aș propune să, nu știu, să identificați uh, ceva foarte semnificativ, foarte reprezentativ, în, în care să aibă legătură cu mediul academic. Da, vedeți, în, în, mod obișnuit, atunci când s-a vorbit despre centenari, iar tema a devenit mm. foarte importantă și pentru politicieni, mai ales în vremea din urmă, fără însă a produce și efecte instituționale, din păcate, s-a dus discuția înspre zona istoriei și a istoriografiei. Cumva e firesc, dar centenarul Mari Uniri ca și centenarul participării României la primul război mondial, nu poate fi doar un monopol al istoricului. Pentru că Marea Unire, ca și tot ceea ce s-a întâmplat în societatea românească în urmă cu 100 de ani, a avut niște direcții de acțiune care au implicat economicul, socialul, culturalul, academicul și așa mai departe. Nu în ultimul rând, politicul, evident. Așa încât există în filozofia care stă la baza acestui program al primăriei municipiului Iași ideea că Sigur că trebuie să dăm istoricilor ce al istoricilor, trebuie să dăm elitelor intelectuale ceea ce le aparține, trebuie să rediscutăm în mod onest ce s-a întâmplat în urmă cu 100 de ani, în perioada scursă până astăzi uh, și, de asemenea, pe de altă parte, trebuie să oferim și o deschidere către public, pentru că acest program are și un rol educațional. Atât pentru cei care sunt de o vârstă cu mine sau mai în vârstă decât mine, cât mai cu seamă pentru, uh, pentru tineri. Pentru că și în istoriografia românească, uh, participarea României la Marele Război, Uh, rolul actorilor importanți în realizarea Marii Uniri uh, a fost, uh, puternic, uh, put, au fost puternic ideologizate în, uh, până în 1989, cel puțin, astfel încât redescoperirea lor și uh, rediscutarea lor a survenit uh, în perioada postcomunistă. Referitor la uh, aspectele academice pe care le conține acest program, vă pot spune că anul viitor va avea loc la Iași uh, Congresul Național al Istoricilor Români. E un eveniment academic de amploare, uh, derulat de Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, uh, un eveniment care s-a mai întâmplat acum 2 ani la Cluj uh, și e organizat de altfel din 2 în 2 ani, încât ne vom bucura că toată crema istoriografiei românești se va afla la Iași în anul, în anul centenarului. Sigur că, dincolo de asta, avem expoziții foarte multe, unele itinerante, pe relația Iași Cernăuți, Iași Chișinău, și numai puțin o serie întreagă de alte dezbateri pe care le organizăm împreună cu publicații precum Istoria sau Magazin istoric. Uh, care sigur au rol de popularizare și duc și despre acea deschidere spre public despre care vorbeam. Nu mai avem mult uh, din această primă jumătate a emisiunii. Cum veți reuși să pătrundeți în ghilimele, să cotați uh, uh, elevii, uh, în special în ciclul liceal? nu știu, studenții, să fie, să fie, să aibă un efect pedagogic aceste, aceste manifestări și poate să, să se schimbe și percepția în ceea ce privește 1918, -19 -19, ziua națională. Da, ceea ce am vrea să infuzăm elevilor este ideea nu unui naționalism festivist în jurul centenarului Marii Unirii, ci a unui patriotism civic, pentru că asta duce și spre ideea de implicare civică pe care o implică orice orientare de factură democratică. Avem un proiect care deja a debutat, este implementat de Asociația Eurodemos, care va face un tur al tuturor școlilor și liceilor, deocamdată din uh, Municipiul Iași, pentru că vorbim un program central al Municipiului Iași, uh, pentru a informa și pentru a uh, organiza dezbateri cu elevii, la care de asemenea vor fi invitați istorici, uh, să le prezinte ce s-a întâmplat în urmă cu 100 de ani, de, ce s-a întâmplat și în această sută de ani scursă până în prezent. Uh, vor fi, spuneam, expoziții itinerante, pentru că imaginele au uh, rolul lor în această educație a privirii, cum ar fi spus Heidegger, dacă vreți. Uh, și uh, mai există o rezervă, dincolo de programul centenar, pentru implicarea asociațiilor non-guvernamentale și deschiderea lor spre, uh, mai ales învățământul preuniversitar, dar spre tineri în general. Este vorba despre Festivalul Internațional al Educației. Așa cum știți, și în 2017, uh -huh. dar și în 2018, 2019 și posibil și în 2020, el se va articula tot în jurul conceptului de centenar. Deci sunt convins și acolo vom veni cu Bun, o altă se serie de proiecte. de nevoia de a articula mai bine manifestările, sigur, foarte diverse din, din FIE, din Festivalul Internațional de Educație. Ele deci, acum centenarul... pot fi orientate în jurul centenarului. Ne apropiem de pauza publicitară, va marca încheierea primei părți a emisiunii. Vom continua, sigur, prin a vorbi și despre politic, despre guvern, parlament și alte instituții, dar și despre alte evenimente cu semnificație istorică, cum ar fi, domnule profesor, am discutat, poate după pauză, centenarul evoluției bolșevice, un alt eveniment trist de data aceasta, dar care e puternic legat de procesul de întregire a statului român.